Bună și bine ați venit la Medicină în general! Astăzi o să vorbim despre atlas, atlasul care reprezintă prima vertebră cervicală. Trebuie să știm că atlasul nu are corp vertebral. Elementele atlasului sunt 8. Să începem cu 8. 8 este tuberculul posterior. Da? Deci acesta este tuberculul posterior. La 7 este arcul posterior. Da? Apoi, această structură, da? Și aceasta, este șanțul arterei vertebrale. Deci, șanțul arterei vertebrale. Apoi, la 5 este procesul transvers. Procesul transvers, da? Aici. Avem și aici procesul transvers. 4 este foramentul transversal sau gaura transversală. 3 este cavitatea articulară superioară, care trebuie să știm noi că se articulează cu condilul occipitalului. Apoi, când întoarcem, la 6 este fața articulară inferioară. Vedeți? Fața articulară inferioară. Și trebuie să știm că se articulează cu procesul articular superior al axisului. Și trebuie să știm noi că axisul este a doua vertebră cervicală, C2. Bun. Apoi avem tuberculul anterior. 1 este arcul anterior, iar 9 este fețișoara articulară care se articulează cu fețișoara articulară al dintelui axisului. Bun. Și trebuie să mai știm că aceasta este foramenul vertebral sau gaura vertebrală, care știm noi că este situată măduva spinării cu învelișurile ei. Și cam aceasta a fost lecția de astăzi. Sper că v-a fost utilă și ne vedem data viitoare cu alte lecții la fel de interesante și vă urez succes în continuare. La revedere!